Regula e simplă, nimeni nu are voie să intre la ore cu bocanci. Elevii schimbă încălțările de stradă cu papuci de casă în fiecare dimineață. La inițiativa domnului primar, având în vedere că ne dorim să păstrăm lucrurile așa cum le-am primit noi, și datorită faptului că elevii de la școala noastră vin și de pe alte structuri, Buia, Ștenia, Boarta, iar în prag de primăvară și toamnă noroiul se află pe străzile noastre datorită faptului că nu sunt toate străzile asfaltate. Ne-am dorit să promovăm acest lucru, având în vedere că este bine să intre copiii în școală, într-o școală curată, mai ales că nu avem nici personal nedidactic suficient, având în vedere că un post este blocat, așa ne ajutăm și pe partea aceasta. S-au făcut procese verbale în ședințele cu părinții, s-a luat părerea părinților, iar per total, pe toată unitatea, părinții în mare majoritate au fost de acord cu descălțatul copiilor. Noi nu ne dorim altceva decât să promovăm curățenia și să încercăm să păstrăm lucrurile așa cum le-am primit. La început, unii elevi au fost mai reticenți. Acum toată lumea respectă regula și se mândresc pentru că sălile de clasă sunt curate în permanență. Cred că e foarte bine, pentru că nu mai e mizerie în școală și e curățenie. Păi, sincer, este cea mai bună decizie pe care ar fi putut să o ia, pentru că în modul acesta păstrăm curățenia din școală, practic. Școala Generală din Șeica Mare a fost construită din temelii din fonduri europene. Deși a fost inaugurată în urmă cu aproape 2 ani, totul arată ca nou. Explicația e simplă. Fiecare elev are o etichetă atât pe măsuță, cât și pe pupitru, cât și pe scaun. Și pe baza unui proces verbal, dat la începutul anului școlar, fiecare elev răspunde de acea băncuță și de acel scăunel, astfel că dacă le va distruge, va trebui să plătească conform cu cât a costat stricăciunea. Am dorit să protejăm toată investiția. Noi ne gândim la investiția pe care o avem, să o păstrăm pe un termen cât mai lung. De obicei, în firea noastră stă să nu apreciem ceea ce primim gratis. Și ca să funcționeze lucrurile, am făcut un proces verbal de predare la toată unitatea școlară, începând cu salele de clasă și cu mobilierul. Proces verbal între primărie și direcțiune, care direcțiune la rândul ei a făcut procese verbale între direcțiune și diriginți, și diriginții între diriginți și părinți și copii. Astfel, un blat de masă 100 de lei, un scaun 50 de lei, o priză 30 de lei, au semnat părinții, au semnat copiii și de teama de a nu plăti, pentru că au fost câteva cazuri în care au plătit, facem și rânduială. Iar lucrurile au început să funcționeze. În școală a fost montat și un sistem de supraveghere cu circuit închis. Acum nu mai există nici măcar certuri sau încăierări între elevi, pentru că totul este dat în vileag de camerele video.